Bună dimineața, dragi prieteni! Bună dimineața! Madalina, au ochii strâmbi în cap. Nu știu, dar și eu la fel, cred că mă simt uite și tu. Da. Prieteni, încă o dată bună dimineața. Eu acum m-am trezit, e 12. Tata și cu mama sunt la mănăstire, nu? La gura La mătului. gura mătului. S-a dus cu mama, Vreau tata. și noi să mergem, dar eu m-am trezit fără aer, cu tuse și amețeală de la răceală. Nu știu, am stat ieri în frig. Stai, Stai, David! David, un pic, lasă Demence, și... David! Am fost prieten să vă David! spun. Dă-mi încet, te rog. David! Am fost ieri la Locurnă la Sormea și am zis că filmez, o să vedeți că o să postez la mine pe canal. Cum ne pregătisem să mergem, am mers, dar am stat foarte puțin pentru că era extrem de frig afară și am Și stat nu prin aveam cort. niciun chef, prieteni, adică tata era Era pe aiurea. fuzii acasă, Da, și nu. bolnav, și noi am făcut prezența la prieteni datorită lui socrul meu, lui soacra mea, Da. Aici. la rudele lui Mădână de la Craiova și am făcut prezență. Ia uitați, au venit și ei de la mănăstire. Da, ți-a să întorc camera, oameni, bun sau nu, bun? Uite-mă de ce ți-am luat. Handelă. Da. Ia să întorc camera, oameni, bun să Mă, vă că arăt. și uite. Uite, David, vin N-ai încoa. mâncat, du-te Eu mâncat. am băut N-am mâncat cafea. nimic, David, nimic. Lasă mâine dimineață, dar nu. Mâine Ai mâncat dimineață. ceva? Da, Nu. prieteni, am fost la gura motorului, să ne rugăm. Apa asta, da. Am fost la biserică. La biserică, doar Dumnezeu poate să ne ajute, să ne dă putere și liniște, cum cere Mex. Asta cerem. Cât m-am îngrijorat, te-am sunat, n-ai răspuns, că să nu facă ceva la volan. Să Nu, te nu mă amețea duc la să-mi ceva. cet așa de Nu, mult. uite, mă, ne trebuie să mergem. Uite unde trebuie să Stai, mergem. pe rând. La biserică. Nu știu, așa. Ne-a scris Da, și la uite. Vâlcea. Ce știu eu? O maică ne-a dat unde să mergem. Ne-a La văzut. mănăstirea Șurupate, Surupate, Surupate, așa îi spune, Da. Surupate. Surupate. La Și dacă știe părintele. cineva, o să-mi... Uite, așa deschidem aici. La părintele Ioanichie. Și că este foarte bătrân, are 83 de ani. Și Nu despre ce se e nu voi bun, așa. adică ce spune el se roagă și e bine, e de bine. Doamne ajută! Am vrut să mă duc și la mănăstirea la Frăsinei, dar e tot la Vâlcea, mergem și acolo, dar mi-a zis acolo este părintele ăsta care este foarte bătrân și că, na. Și Doamne trebuie ajută să mergi. Da, prieteni, cum spuneam ieri, am fost foarte puțin, am făcut prezența datorită socrului meu, dar nu aveam niciun chef, că era tata acasă cu perfuzia în mână, nu se simțea bine și ne-am întors. Am Și stat acum bine. mă trezesc cu Mădălina că Răceală. cu răceala asta. Asta mai trebuie. Asta mai trebuia pe lângă măsea, pe lângă varicelă care a avut-o, răceala. Aseară s-a simțit foarte rău. Da, las, mai Aici rezistă până decembrie mâine. toate, da, mâine mergem la doctor. Mâine mergem la programare la doctor și vedem. Da, prieteni, am luat pastilele, m-am dus să beau pastilele. De asta am plecat. Da, în bicicleta. Că fără pastile nu se prinde azi. Nu. Nu, doar de seara, nu ziua. I-am zis Mădina să reziste cu răceala, să ia să vedem ce facem până mâine, că mâine... Nu scăpăm, și a Da. răcit acum Mădălina. Las că mergem la mănăstire, la... Asta nu e nimic. Asta e. Și lumină. Merge mai departe. Am pus pentru tine să-ți luminează Dumnezeu mințile, să vii acasă la copiii tăi lumină. Și ți-am făcut acolo un pomeni pentru tine și pentru ursul să-ți întorci la familia ta. Să știi, e tot te pun unde mă duc Dumnezeu, că știi că nu e bine cu tine. Dumnezeu să-ți bagă mințile în cap. Și te-am pus pe bilețar papa, pe tine și pe ursul și pe nimic. copiii tăi. Tu, papă. Papă, să știi. Dacă n-am mâncat, am mâncat ceva, David. Mâncat ceva. Bun, ia și mănâncă atunci. Hai. Dar nu știu mâine Eu dimineață. Mâine dimineață. E la
Da. Mă simt bine, nu mai am treabă, mulțumim, nu mai doar spatele când am stat în picioare aici. Pă bun, și numai dacă tu te simți bine, nu mai fă gen gata că te simți bine efortul sau să fumezi nu, mult tot sau... Regim, tot, păi, nu. Cum? Ne mergem cu el sau... Toată lumea în comentarii și vă mulțumesc, prieteni, toată lumea spune... M-a sunat și bancomat. Când eram la mănăstire. Da? Da. Deci de ce nu m-a sunat pe mine? Să mă sune pe mine. Cred că nu știu numărul. Te sun eu acum, Cristi. Mulți prieteni spun să mergem mai departe la București, la București. Nu să mergem, prieteni. Mergem, nu e problemă, dar mă simt bine. A fost o cădere puternică de calciu, datorită că n-am dormit, stresului și na. O să mergem, prieteni. Nu am nimic. Analizele beton. Putem să le arătăm. Tomograful beton. Da, nu merge. Ceasul, inima bună. Nu sunt modificări. Eu asta m-am speriat, că sunt modificări pe... Pe asta, că am un preinfarct ceva, da, sau fie la cap, sau la inimă, dar nu, îți trebuie mulțumesc neapărat Dumnezeu. Din ăla, cum îi spune, să vadă la cap și ca să fie un aparat de... Nu, RMN, la... păi tot aia, se vede la tomograf. Nu asta. Se vede la, la tomograf. Tomograful se vede la asta, la, dacă are omul ceva, cu modificări. Cum? Mergem la București după și gata. Lasă acum numai, acum mergem la mănăstiri, la păi biserici. Păi da, la, și după. Până în Paști, pentru că suntem în postul Paștelui, mergem pe la biserici. Păi așa e bine, păi, păi normal. Dumnezeu, bă, uite, hai să spun, dacă nu era Dumnezeu lângă noi, lângă cine familia noastră și nu ne iubea, eu cum am picat și nu eram inconștient, puteam să fi avut un preinfarct la cap sau la inimă și muream. Dar Dumnezeu m-a apărat, ne și iubește. Și dă puterea ca să are putem grijă să de trecem. Noi, că știe că suntem o mână de oameni. Patru persoane suntem în casa asta. Da, așa e. Cum să nu ne țină Dumnezeu să nu aibă grijă de noi? Dar trebuie să-L iubim, trebuie să ne rugăm, să mergem la biserică, să ne rugăm. Cum mi-ai zis mie, cum am văzut, eu, nu trebuie să ne rugăm la Dumnezeu doar când picăm, atunci când e greu. Și când este bine să ne rugăm. Și când e bine și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dacă nu știi să te rogi și te pui în fața icoanei și te rogi, să știi că icoanele, cum ne-a zis acum, ne-a zis preotul, Iacob, este cel mai bun, este un bun preot care povestește din suflet și te face să înțelegi. Dacă te rugi acolo la icoană, este icoana, este chipul lui Dumnezeu. Pentru că nu este că doar vopseaua e pe perete, cum spune lumea, ce să mă rog la icoană? Păi cum? Este chipul lui Dumnezeu. Că ne-a zis așa, de exemplu, cine este? Este o poză, o fotografie a tatălui meu, care ne-a rămas amintire, care a murit, s-a dus printre noi, nu mai este, și-l avem amintire doar pe filmulețe sau în fotografie, în ramă, care... Îl vedem și ne mai rugăm și luăm icoana și o cupăm. Așa și o icoană, adică icoana lui Domnul Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos și Maica Domnului, care ne rugăm, care chiar există chipul lui, e făcută după chipul lui. Ca și poza lui tatăl meu, înțelegi? Da. Uite, transpir când vorbești mult și cum zici tu, da, că ești ok. Repede, nu știu, sunt așa. Nu mai vorbi mult, uite, se vede că transpiri. Nu că transpiri, dar nu... Obosești. Da, nu trebuie să vorbesc. Bine, mă faceți pâine asta. Bine, mănâncă. Uite, ai dat cu ea pe jos și nu e bine. A, nu e, papule. Ai grijă să nu dai cu ea pe jos, mă, David, mă. Crezi că l-ai spart. Ai grijă că papul nu-ți mai ia. L-a mai pierdut el la... Da. Prieteni, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei sunt bine, sănătoși. M-am vorbit acum Ion Frâncu de la pod, m-am văzut, m-am întrebat, da? Mamă, bă, ești bine, am auzit de tine că ți-a fost rău. Ce vorbeai? Un om, cum se cade, de milioane. Uite, mă, deosebit. Și ochelarii când e la soare, nu obosesc ochii, mă, crezi? Ești bun ochelarii, uite, la soare, cum e afară. Ochelarii ăștia? Da. Și de care ochelari să-ți iei tu, tată? De vedere, dar gen că la soare să-ți se facă, da. Știi, ăia-s bun pentru tine. Da.
Să-i porți non-stop pe aia, și seara, și ziua, și tot timpul. Păi trebuie ochelari care trebuie să-i port tot timpul. Păi tot timpul, zi, seara. Trebuie, am pierdut aia de la doctor și să mă duc să fac alt control, să văd cât îmi vine. Aveam 0,75, nu mai știu exact. Da, îți trebuie neapărat ochelari să-i porți tot timpul. Da, pentru că obosesc ochii. Uite, păi, ochelarii ăștia, adică nu-mi bate raza soarele și nu obosesc ochii. Ți-ai luat tratamentul, pastilele? Am luat. Ai grijă că cum ai scris tu acolo pe ele. Tata, hai să mai să mănânci. Să mâncăm? Uh-huh. Hai. Am supă de găină, nu? Am făcut de alea de pui, de la bușit. Ce? Și supă nu mai e, că puteam un pic de supă. E. Încălzește supa. Încălzește supa aia de găină. Aia. Uh-huh. Da, prieteni, noi ăștia am fost, am zis să vă ținem la curent și pe voi, să știți de situația noastră, de tata, că, sincer, am văzut cât de îngrijorat sunteți și în privat la mine aici pe Messenger și la comentarii mine. Și la tata. Se vede că ne iubiți și că... Da. Ce să zic, am zis aseară, am zis pe blogul meu că iau o pauză, să nu mai postez. Pentru că nu pot, când pun un vlog... Eu aș vrea să nu mai să stau, să mă pun noaptea în pat și să mă odihnesc, să dorm de vreme. Dar nu mă lasă, adică voința, adică să intru pe YouTube și să citesc mesajele voastre. Și dacă citesc, trebuie să răspund, să mă uit, să le citesc pe toate. Da. Și automat ochii obosesc. Văd ceață, dar nu știu de unde vine ceața asta când forțez ochii și mă uim. De la când nu vezi bine, poate. Nu, eu am și ochelarii aia de vedere, dar degeaba. Nu se pune așa o ceață pe ochi și obosește creierul. Și de aia am zis să iau o pauză timp de o săptămână, să văd dacă e bine, dacă mă lasă durerea de cap, dacă nu mai obosesc, dacă dorm bine, mă trezesc bine, înțelegi? Să fac o pauză. De asta am zis să nu mai filmez. Dar văd că eu e prima zi, văd că mă simt bine. Când mai faci perfuzia? Poate peste 2-3 zile filmez iar. Dacă mă simt bine. Azi da? Nu mai faci. Vă mulțumesc aici că, na. Ce? Perfuzia, azi nu mai faci. Ba da, vine doctorul azi acum. I-am zis după slujbă, după biserică. Da. I-am zis că mă duc la biserică și să vină după 12. Deci, vă mulțumim așa tuturor prietenilor. Ce? Gata, unde e? Mâine, prieteni, o să fie încă o zi aglomerată pentru noi, că o să mergem de dimineață la Craiova și avem așa cu Mădălina, cu David. Da, trebuie să mergem și cu David, la dentist. Păi, dacă toți suntem acolo. Care seara, sunt? Vezi că unul ai dimineața și seara. Seara. Tavanii cu asta de infecție. Asta, dimineața și seara. Nu, asta nu e dimineața, doar o dată să iau. La 10? La 4, nu, am iau la 4. Păi și ai și una, vezi că ai și eu dimineața și seara. Am luat de dimineața. Am pus pe 4. Da. Ia să văd ce face și mămica, ce pregătește lui tata și Neamișu, să trăiți Neamișu, bună dimineața. Ia uitați, ce faci mama aici? Mama, picoțele de găină asta, da, asta e găină de casă, mamă, ce bună, ce bine arată. Nu, nu, nu mănânc, eu nu mănânc, să rămână, nu fac. Hai, mami. Nu mănânc. Să-l chemați pe David pe Mădălina să mănânce. Fați muscul, pe mâini. Prieteni, uite așa, ăsta e finalul nostru de la familia Max. O să continue tata sau Mădălina pe canalul lor. Nu, nu, eu nu, dar nu. Tu nu? Eu am zis o săptămână, dar hai 2-3 zile măcar dacă mă simt bine, nu pot. Las că îți filmez, Mădălina. Mi-a scris aseară o femeie, doamne, plângea. Max, filmează, te rog, în continuare, nu te lăsa, te iubim, filmează, nu putem, ne-am obișnuit să ne uităm, să te urmărim, ca la un serial, ne păi da, de voi. În fiecare seară, oamenii când vin de la muncă, ce fac? Dau drumul la, să ne pun pe televizor și să uite la noi și îi mulțumim. Da, da, vă mulțumim, oameni buni. Vă mulțumim din suflet. O să încerc să mai filmez pe canalul Oaia. Să știți ce pot să vă ajut și eu.
Cu ce pot să vă ajut și eu? Sunteți departe unde sunteți, eu sunt de la Străihaia. Dacă aveți drum, trecere sau ceva și aveți plăcerea, veniți la noi, bem o cafea, mâncăm o friptură și povestim. Așa cum am zis de fiecare dată pe vlogurile mele, să mă cunoască lumea, să am mulți prieteni pe unde mă duc și chiar s-a văzut. Am fost la spital, am avut prieteni. M-am dus în Germania, am avut prieteni, după lumina. Dacă mă duc la Baia Mare, am prieteni. Mă duc la Oradea, am prieteni, chiar mi-a scris o doamnă. Dacă mă duc la București, la fel, Timișoara, peste tot, Cluj. În fiecare oraș nu există fan să nu avem, să nu ne urmărească și să nu ne primească, să zic așa, să bem o cafea, să povestim. Și voi, oameni buni, v-am zis de fiecare dată, aveți timp, aveți drum, treceți pe la mine, sunați-l pe Dănuț sau pe mine, îmi scrieți și mai povestim. Așa e bine să fim, pentru că nu vedeți cum e viața omului. Gata, aici mănânc acolo. Să fim buni, să realiști și credincioși. Da. Vă pupăm, ia uitați, prieteni, ce frumos e afară, soare frumos. Așa, ia uitați și pe Mădălina. Zi aici la să încheiem vlogul. Prieteni, vă mulțumim, vorbim cu Casi. Vă mulțumim frumos pentru toate mesajele. Cine e Casi? Că nu știu prietenii cine. A, Casi este nevasta lui frate meu, mățica mea. Așa. Așa. Și vorbeam cu mama ca să-i duc toate farfuriile de le-am luat. Gata, nu-i problemă, prieteni, vă mulțumim tuturor. Mâine o să mergem cu Mădălina la Craiova, la spital. Mesajele frumoase adresate mie și lui Dănuț. Vă mulțumim din suflet că sunt alături de noi. Și revenim mâine cu vlog pe canalul meu. Nu, azi o să mâine e altă zi, vedem alte vloguri acum. A, bun. Vă pupăm și vă iubim, prieteni, nu uitați să vă abonați.